documentul care ar devoala planul PSD privind punerea sub acuzare a președintelui României pentru o altă trădare, doamnelor și domnilor, după ce îl avem pe premierul României, ba chiar și pe Liviu Dragnea, da, verificați în momentul acesta de parchetul general pentru aceeași acuzație de înaltă trădare, în laboratoarele PSD-ului se lucrează la documentul pe care îl veți vedea rezumat în materialul următor. Am discutat cu invitații despre motivul pentru care acest document este public astăzi. Că e vorba de o strategie, că e vorba de o intenție adevărată. Cum s-ar ajunge la punerea sub acuzare a președintelui României și ce se întâmplă după? Pentru că veți vedea, președintele Klaus Iohannis nu va ajunge la mâna parchetului, la mâna procurorului Lazăr, care eventual să țină un dosar sub preș, ci direct la judecată pentru înaltă trădare. Iată document. Parlamentul României dispune punerea sub acuzare pentru înaltă trădare a președintelui Klaus Iohannis și constituirea Comisiei de Anchetă Parlamentare, arată un document obținut în exclusivitate de DC News. De ce este acuzat Klaus Iohannis? Infracțiuni pentru care se face propunerea de punere sub acuzare a președintelui Klaus Werner Iohannis este articolul 398 cod penal, cu trimitere la articolul 397 alinia 2 cod penal, după cum urmează. Sub forma actelor pregătitoare, acele acțiuni sau acțiuni care, prin semnificația lor, preced și fac posibile acțiunile prevăzute la articolul 397 aliniat 2 cod penal, actele pregătitoare reprezentând consumarea infracțiunii. 2. Sub forma autoratului, prin participarea la demonstrații de stradă neautorizate, de revoltă împotriva instituțiilor care exercită puterea de stat, în scopul schimbării ordinii constituționale și al îngreunării și împiedicării exercitării puterii de stat, fiind pusă în pericol securitatea națională. O a doua faptă săvârșită sub forma autoratului, îngreunarea și împiedicarea exercitării puterii de stat de către Curtea Constituțională, ale cărei decizii sunt obligatorii și de imediată aplicare. Sub forma instigării prin mesaje agresive, standardizate și sistematice de incitare publică și chemare la revoltă pentru schimbarea ordinii constituționale și împotriva instituțiilor care exercită puterea de stat. 4. Sub forma complicității prin ajutorul și protecția acordate grupurilor care destabilizează ordinea socială și ordinea de stat, refuzând îndeplinirea rolului obligatoriu de mediator, se arată în documentul obținut de DC News. Participarea directă a președintelui la acțiunea ilegală de stradă din 22 ianuarie 2017 asociată acțiunilor violente din perioada premergătoare și perioada care a urmat, care a pus guvernul în imposibilitate de a exercita puterea de stat prin adoptarea ordonanțe de urgență, reprezintă săvârșirea infracțiunii de înaltă trădare prin acțiuni împotriva ordinii constituționale. Săvârșirea infracțiunii de înaltă trădare prin participarea directă la acțiuni violente în sensul legii penale sub forma autoratului a avut loc și prin participarea președintelui la protestul din 8 noiembrie 2015 în Piața Universității. Președintele s-a folosit de tragedia de la Colectiv pentru a-și atinge scopul politic de a demite guvernul Victor Ponta cu susținere parlamentară. Infracțiunea de înaltă trădare, potrivit articolului 398 cu trimitere la articolul 397 aliniat 2 din codul penal în forma instigării, a fost săvârșită de președinte prin permanentele chemări la revoltă a cetățenilor împotriva Parlamentului și Guvernului, a altor autorități publice, prin manipulările că România se află în criză economică și socială, creând puternice tulburări sociale și subminând autoritatea statului. Aceste instigări au fost folosite de grupurile nereprezentative, aflate în afara legii, ca pretexte pentru a acționa împotriva ordinii constituționale. Marea majoritate a mesajelor președintelui sunt acte de instigare, în sensul legii penale, mesaje care sunt incompatibile cu funcția prezidențială și rolul de mediator reglementat de articolul 80 alinia 2 din Constituție. Complicitatea, ca formă de săvârșire a infracțiunii de către președinte, constă în ajutorul dat grupurilor nereprezentative, aflate în afara ordinii de drept, pentru desfășurarea acțiunilor lor. Refuzul îndeplinirii funcției de mediere, obligație constituțională, sprijinul oferit prin platforma politico-instituțională, acceptarea și legitimarea acțiunilor nelegale îndreptate împotriva ordinii constituționale și puterii de stat de către președinte, reprezintă complicitate. Se mai arată în document.